Salut, Sergiu, pe unde mai ești? La... Tot la Oslo, azi că au fost ăștia, de cum se așezau. Au ajuns vara și la voi, a? Ia ce verdeață. Da. Lângă cercul polar. E foarte frumos așa. Aici, am vrut să vorbesc azi că cu judecata asta cu dosarul penal a fostei soții. Și îl duci tot advocatul ei care au fost publicat dumneavoastră, dacă mă țin minte, domnul Pesacare Ion. Și el, după cum încă să este, el a fost judecător. Și știe încălcările care le face, dar el s-o coate că numai apără interesele foste. El nu s-o coate că face abuz din partea copilului. Nu, dar asta e asta. Eu vreau să spun despre că cu o lună în urmă, încă da, cu o lună ca să spun asta, au fost de procuratură înaintat spre judecată că e finalizat fără dânsa dosarul penal. Pentru că e nu-i. El să stărui, să amăgească, să ducă în eroare judecata, că tot să lăsa de la procuratură, înțelegeți nu? Și bă, ca, numai ca învinuit. Acum e neamăgată, e inculpată, pentru că a fost curtea de apel, curtea de apel, i-a refuzat lui ea, înseamnă că merge cum trebuie. Acel care a început să la Hâncești, pentru... Nu, el a început la Florești. El a început la Florești. După aceea l-a mutat la Hâncești pentru că e traversasă granița pe la Leușeni. Da, da, e. L-a mutat la Isa pentru că a traversat pe acolo frontieră, uite, și pe crima pe acolo s-a făcut. Și pe urmă, două ore și la Hâncești, procurorii s-au staruit să-l iei de pe rol dosarul ăsta, să-l finalizeze ordonanța de încetare a dosarului penal. Și procurorul de la Procuratura Generală a luat și ăsta pentru că n-am încredere în trânsă. Pentru că ei două ori ilegal au încercat să-l aista. Și acum procuratura de la Chișinău l-a dat la Florești. Eu obligat pe ei să finalizeze de-am dosarul. Și care e acuzația? Că o scos copilul ilegal din țară? Da, da, că o scos copilul ilegal din țară. Și ce riscă conform articolului? Acolo e de la 2 până la 5 ani. Oho. Dar de-am cum să o găsească dacă e plecat în Italia? Ori are și în aista acolo este, îmi pare că și în favoarea statului lucreze. A, sunt și pedepse mai mici. Da, da, cum se începe aista și... Nici atare nici pedepsă, nici nici nu trebuie, nici trebuie copilul să ne-l întoarcă și tot. Și fac să ieși evrei cu viața ei personală. Viața ei e ei personală, viața copilului nu e stată și e obligat prin lege să ne apăr copilul. Și eu să-mi apăr și să alerg după copil până n-ați dau la pânzile albe lor. Că domnul aista, advocatul ei, domnul Ion Presăcari, el nu știe, el s-o coate puteți de proști, el și-al mai hătru. Că odată a spus, în 2009, a spus și a spus că atunci procuratura încă o cerut la Hâncești și v-a dus e pe naista. Și ideea și v-a dus cu arest. El nu, el cât nu plânge față la judecători, atunci, dar ai văzut cum el spune la instanță că el nu a făcut, da, el a vedea, a amăjit o instanță, atunci când l-ai filmat la Florești. Cât nu plânge față la instanță, că e vine, în 2019 a fost judecată, el e până în 2020 vine în țară copilul. Și mi-aș spune că 2023 e muștă termină și e de atunci încă nu, din 2019. Mm. Lui au gândit ca să amăgească, acum iar, ieri a fost ședința la ora 9 și jumate, spune nu că el are probe, că el nu se ascunde de procuratură. A dus și probe azi, a dus și că eu am fost, eu sunt decăzut din dreptul la băiet, din aici, dar și are una, judecătorii spune și are una cu alta. Eu sunt decăzut pentru că tot creștem aici între două fete atunci. Și nu avem unii ăștia, eram doi copii minori. Și nu puteți să legi după a treilea, înțelegi? Nu, domnule, lumea să înțeleagă, Guinness, nu bagi în aici, că una cu alta n-are nic. Eu nu-s de căzut că îmblăm cu băutul, nu-s de căzut că facem abuz de aici. Eu sunt de căzut pentru că nu mă tem la copii, nu, dar nu putem, că eu eram cu doi copii minori, una rămăsese de 5 luni și alta de 3 anișori. Și nu puteți să mă rup în aici. Și am atunci am dat mâine în jos, n-am mai îmblat să mă judecat, eu n-avem și de căzut în drepturi, înțelegeți? Nu? Și lumea să înțeleagă asta. Dar celelalte dosare, ea îmi pare că o cerut în instanță, nu? Lipsirea de drepturi părintești a ta, nu? Sau e acum o cerut, lipsirea să mă lipsească, cum e, i-am și așa mult lipsit din drepturi. Acum vrei legal să mă lipsească, înțelegeți? Da, de 5 ani nu-ți vezi copilul.
De eu deși și azi sunt din partea, ești din partea advocatului Ie, care minte tot judecătorul și o apără pe dânsa să faci față, dar el face abuz de, asta de e copil. Obligația lui de avocat. Domnul Oleg, obligația lui să-i apere, dar să nu încalce altă lege. Cum așa? El a să o apere și a să meargă pe știi om și capul la copil calcă picioarele și o apere pe mamă. Așa el spune. Consideră copilul bine acum el cu mama. El consideră, dar legea și spune. Drept copilului de amă este. El și consideră, eu tot mult și consider, domnul Oleg. Eu tot consider că trebuie și uregele Moldovei. Dar nu aș fi niciodată. Eu consider, nu înseamnă că eu aș fiu. El consideră, eu tot mult și consider, înțelegeți-o nu? Dar legea spune că dumneavoastră singură ați văzut acum în Lituania, au fost în 2000, amu, pe 13 aprilie. Fix caz ca eu, e 100% ca eu. Și a fost condamnată Lituania. A fost condamnată și Moldova sigur condamnată pe cazul meu, pentru că ajunge că acum 87, Dorin Podlisnic a fost advocata meu, uite cu legea 87, de când eu spun să facă? Nu a avut categorie, că advocatul care l-am înainit acum, gata, stai de mult de judecată pe 64, că de mult schimbarea domiciliului, sunt așa de 4 ani să-l ții un timp de jumătate de ani îi trebuie să pronunțe. E da, 4 ani. Dar unde a ajuns dosarul cu schimbarea domiciliului copilului? E la prima instanță. Iar l-au amânat pe 30. De 5 ani de zile de amamușă, 5 ani de zile de când și de la prima instanță. Da, e bătaie de joc, clar. E bătaie de joc, domnul Oleg. Așa e la noi, ca Moldova. Așa e și tot spun că în Moldova n-ați dau, dar ați dau de cap, pentru că legea e lege. Și peste tot locul și ați dau de cap, că n-au un control de am. Cu așa și judecători, tot i-am dat în judecată, zidem, acum advocatul se ocupă unii, omul ăsta peste articolul 63, Curtea Supremă. Cum puteți meargă peste un cod? Cod din ăsta, să fac ăsta, să încalce legea. Dar ce, ai făcut plângere penală împotriva unui colegiu al Curții Supreme? Da. Și cinci judecători. Pentru că ei au știut și au făcut, eu mă mai repet încă o dată, tot așa la colegiu de cinci judecători, la două surori, timp de o luni de zile, domnul Oleg. Dar la mine e încălcat articolul 63 din Codul Familiei. Acolo copilul rămâne cu părintele care e atașat, scrie, ori trebuie să aibă, ei nu sunt psihologi, să vadă copilul cine a fost atașat. Și pronunți cu mama, să dă-i la prima, unii curtea de apel mi-a dat mie. Cum așa? Ei îți dă-i că un judecător a fost mai drept ca trei. Nu poți și așa. Cum și, eu mă mai repet iar, noi suntem trei, ca el sunt trei surori. Noi toți trei, acum suntem răi, toți s-au divorțat, el toți s-au divorțat. Una trăiește cu o italiană în Italia, alta, așa mai mare, trăiește cu o română acum, și asta tot cu un moșneag român. Ele toate trei bune, noi toți trei, oameni diferiți, răi. Nu știu, logica, trebuie ce și judecătorul și alții gândească. Când o condamnat, ei o s-au pronunțat la două surori, timp de o luni de zile, ei n-au știut de câți două surori chiar. E categoric nu trebuie. E a doua n-are nicio importanță că surori. Puteau să fie 5-10 surori. Tot așa verdict să o facă. Lasă la sursa, eu înțeleg că eu făcut că toate trei instanțe i-au dat ei. Dar la mine, curtea de apel mi-au dat mie. Curtea de apel, văd că picul 60. Oricum, trebuie să insiști să examineze cererea de schimbare a domicilului copilului. 5 ani e inadmisibil, e clară tergiversare, e clară incompetența magistratului. Același judecător se ocupă și acum de dosar? S-au schimbat 3 judecători atunci. 3, dar aici e drept că, înțelegi, copilul crește, copilul traumează psihic, asta trebuie, ei trebuie timp de jumătate. Acum advocatul ăsta, dacă el e pe dreptul omului, el e pe asta, el deodată o văz că trebuie de mult și dosarul scos la un capăt. Aici nu e unul care a furat o bancă de campot, care poți să-l lese să-l amâie de asta, ori a furat o vacă, ori a furat o aici. Aici e copil, aici copilul crește și traumează psihic. El de-aia e traumat, pentru că a venit acolo și el pe mine nu mă recunoaște ca tată, fata. Unii fata sâne cu mâini și cu picioare, când o luată nu vrei să duc categoric la dânsa. E că prin asta se vede traumarea. Cu ochiul liber de-am se vede, prin răspunsul care i-a adus. Și încă și nu știi și medic acolo a controlat fata, pentru că acolo scrie că fata a fost audiată către fosta soție. Categoric nu trebuie, pentru că e tot eu spus că te dânsa o audiază. Cum copilul puteți deschide? El nu s-a deschis pentru că și de cu fric tot. Poate. Pentru că, domnule, copilul crescut de mine, era deprins de mine. În primul rând, încălcarea a fost de când o lua pe copilul.
atunci executorul a executat aceeași hotărâre a doilea oară. Ei n-au avut drept. Dar, bun, a doilea oară, lăsăm tot asta. Executorul, în primul rând, trebuie să facă nia... grafic de întrevederi. Nu, executorul execută hotărârea judecății. Și hotărârea judecății prevedea că tata are drept să-și vadă copilul și copilul să-și vadă al doilea părinte. Hotărârea judecății prevedea, după codul executorului, el trebuie cu 3 zile înainte să-mi trimită în scris. Eu sunt pregătit cu advocat să nu sunt și încălcate drepturile mele și copilul meu. Dar el a venit, el în ziua care a venit, atunci m-a anunțat că el vine să execute hotărârea judecată. A doilea oară că hotărârea aceea a fost executată. Unde s-o văd a doilea oară să execute aceeași hotărâre? Nu e nicăieri, nici legea nu prevede asta. Dar nu ți-mi minte cum a fost. Tu ai predat copilul și după aia a venit iar la tine? Sau eu cum am predat copilul. Asta a fost la începutul lui mai. Eu am venit cu șeful de post din sat, un mic cu primariu, asistenta socială. Copilul a fost la dânsa. Cât au fost la dânsa, 2 săptămâni ieșos atunci în Moldova cu dânsa, eu au făcut tutelă pe sorsa ilegală, pentru că eu stat biologic, de asta de acordul meu, au făcut tutelă și au lăsat copilul ăsta și sus în Italia. În ziua când au plecat ei în Italia, copilul meu la soră s-au fost bătute, au fost maltratată de, da, de nepoată, da, au fost maltratată de copil de 11 ani. Copilul meu avea 4 ani jumate. Da, da, povesteai. Au călcat-o pe digițele. Cu piciorul, un copil de 11 ani pe un copil, copilașul a călcat-o picioare. Eu n-am avut chip să mă apuc și de copil. M-am apucat totuși, tot o fugă când am sunat la copil dimineața și pe... Că când șase minute, am sunat și fata plânge, zice, tata, vină și mă iei, ce m-ai dus aici și m-ai lăsat. Eu tot o fugă și mama de urmă mi-a zis și pe marturi, bă, este o mărți, nu-s la primar. Primarul ta. Gata, și îi spun, domn primar, copilul meu, doamne ferește, tot o gură plânge ăsta. El las plâng, eu ți-a făcut grafic. Asta joi a fost, dar la mine grafică era numai o dată săptămână să iei copilul. Prima egalitate care primarul spune că la impact, el spune că el s-a implicat să facă ăsta. De la impact nu a spus de asta. Că el, la emisiunea aceea televizată impact, da? Da, 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 el a omăgit atunci, a omăgit. Și eu aș vrea să vadă și să scot la capul, să vadă cum am luat cu miciul. Când m-am dus eu și i-a spus cu fata ăsta și îmi vine la eu de la dânsul, am văzut că el nu face nicio figă și m-a trimit tot acasă, eu m-o să-mi uși, copilul trebuie și bădus la grădiniță. Copilul, un uși la grădiniță, o gură ține. L-am luat în brațe să-l liniștesc. Înainte în brațe am sunat la poliție. Poliția nu a venit. Vine primarul, știu, chem poliția. Zic, cheamă, eu am chemat odată și e că sunt și a doilea oară și chem. Primarul a făcut, s-o iei, s-a întors, s-a dus. A doua zi mă anunță că a doua zi faci consiliu satiesc, copilul meu, înțelegi ori nu? A doua zi faci, asta a fost pe data de 23 și faci consiliu satiesc. El de asta tot nu a spus la emisiune. Cu ăsta, peste o săptămână vine fostă soție din Italia. Cum atunci așa repede o adus-o, acum advocatul ei amăgie și chestia ăsta, procuratura nu poate găsi. O găsit, dar totuși după asta e odată la judecat și vede unii e. Dar ei se ascunde, se schimează de judecat, înțelegi, de procuratură, înțelegi, nu știu, trebuie să fac scoate la cap odată și odată. Și așa cum e ca cu primarul și da, aici mult face și domnul Presacari, fost judecător. El știe cât drept copilul de amă-i lege. El tu îi faci reclamă acum multe femei care sunt în astfel de litigi, o să-l caute pe el ca avocat bun și eficient. Nu, cu și bun, domnul Oleg. Dar pleacă și apără client, așa o reușit de-am de atâția ani, Oleg, nici dosarul penal să nu se finalizeze, nici dosarul de schimbare a domiciliu, nici revizuiri, că și revizuire încercă după curtea scrie. Eu să-i fac cu plângere după asta. Nici amenzi nu i s-o aplicat, ai scris atâtea plângeri la poliție pentru că nu te lasă să vezi copilul și poliția nu i-a făcut nimic. Ia ca prima anulare care cu TDP lui Ionuatu. Eu refuzat la cerere că știu. Ia că prima, de-a să șepe legea. Asta în dosar penal. Da, da, și aici se șibă. Și aici se tot de la început. Tot de la început. Și așa la un articol 64, când el s-a spus și este pe YouTube, și se vede că el nu a făcut cunoștință. Cum amăgește el? Nu cum a amăgit atunci că el nu a făcut cunoștință, dar că el cu dosarul penal de-a amăgit judecătorul noi atunci. Dar că atunci când a fost el de-a amăgit. Că tu în 2020 ai fost, dar el în 2019. Sunt documente, că acum dosarul penal și minciuna i-a s-o scot amul din dosarul penal. Acum avocatul meu și-a să-mi facă tot probele care au spus el la judecător atunci, cum au spus. Acum eu aș fi deschis, lasă vadă reclama lui, cum el amăjește instanța. Acum e că, până acum n-au avut dreptul nici să facă cu toate materialele din dosar. Am când duc și în judecată, toate materialele, tot ce a spus el atunci la judecătoria șibă. Asta am probe vii.
Și o vede atunci și reclamă îi fac. Domnul Prisacari, să-l știe bă lumea, cum merge și el e deprins, cum la bani și cu judecatul și cu banchet, că așa e deprins copilul meu. Cine vezi să drept, nu te dea în judecată pentru calomnie. Domnule, nu poți demonstra că a luat bani când era judecător. Lua salariul și atât. De ce faci abuzul ăsta? De ce ne traumează copilul psihic? Cum da, am explicat de ce. Își apără clienta. El plătește, el o apără. Domnul Oleg, eu nu-i fac reclamă, dar eu nu apăr copilul. El clienta, dar eu copilul. Și mai scump. Clienta instanțele trebuie să te apere. Structuri de stat. Obligația acelui avocat e să o apere pe clienta lui, fosta ta soție. Tu ai avocații tăi care te apără pe tine. Domnule, care instanță trebuie? Asta care e supremă, i-o dat cu încălcare de lege? Cum? Cum poți să dă trebuie să pronunțe la cererea ta de revizuire sau de schimbare a domiciliului copilului instanța de fond. Domnule, de la Oleg, și revizuire, Florești, și după aceea dat, curtea de apel Bălți. La revizuire o chicat, o învârtit monitorul și la 10 ori. Eu am, când s-a uitat domnul Clima la magistratură, el zice, băi, dar pe tine au fost, câte au fost? Îți dai seama dacă trimiteai plângere la ceea de un termen, poate că deja era o condamnare împotriva Moldovei. Domnule, când eram în Moldova, atunci nu putem. Acum să iau din nou, că tot ce-a strimat aceea, doar. A strimat cazul meu și ați vadă și așa de atunci, care n-am dovedit, pentru că nu mi-au legat mâini și soarele. Acum okay. A strimat și ați vadă tot. Bine. Pentru că esteți legați între asta. Cum? Curtea Supremă am așteptat să facă nedreptate și eu făcut odată la un judecător, nu la trei. Aici e trei, înseamnă că îți mai rei ca unul. Nu s-o văd așa ceva, trei, să este unul, zbat pe trei. Nu știu ce vorbești, dar îmi dau seama că a fost nedreptate. Dacă zici că de 10 ori au făcut loterii, cui să-i nimerească dosarul, e clar aici măsluire. Domnul Oleg, prima instanță i-o dat cu mama să rămâi, unii e în instanță, au spus la instanță că el lucrează în Italia. Judecătoarea spune așa, zi jos, nu lucrezi tu nicăieri. Instanța a știut că ea are motiv să duc copilul încolo, când i-o spus e. Acum instanța a judecat, i-o dat și pe 25 de ani la unul, o șes, judecătoarea și ea. Și e nu s-a priceput, dacă o spus că el lucrează în Italia, că vrei să iei copilul în Italia. Oricum s-a gândit e. El se plemui în Italia, zic copilul să șadă de Moldova. Nu, domnule, chiar să-mi logic așa. Și cum? Așa și judecători care face definitiv și irevocabil, o dat la prima instanță care a făcut un încălcări. Bun, Serghei, hai că mă sună alții, mai vorbim. Bine. Sănătate.